Vedem deschise pe mai multe fronturi declarații controverse între PNL și USR Plus. Vreau să vă întreb, cât credeți că va mai rezista această alianță, având în vedere toate conflictele și aceste cliciuri de la un partid la altul din ultimele zile? Eu, fiindcă urmăresc cel puțin politica de 30 de ani și fac politică de aproape 20 de ani, am și elemente istorice ca să gândesc asta prin comparație. Convenția Democrată din 1996-2000 a performat, asta este un sens propriu al termenului, a performat o guvernare de genul acesta conflictuală continuu timp de 4 ani de zile. Sigur că se poate. Au dispărut un partid istoric din nefericire, un partid important al României, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat a dispărut de pe scena politică din cauza acestor certuri și din cauza acestui conflict permanent și a lipsei de strategie din acel moment. Dar se poate merge într-un conflict continuu, în mod normal, chiar 4 ani. Acum, nu cred că se va întâmpla chiar așa în acest moment, pentru că suntem într-o situație de criză. Ori în situația de criză, o să apară, dacă se mai merge așa și apar tot timpul conflicte, până la urmă s-ar putea să avem și mișcări de stradă mult mai prezente și mai consistente, ar putea să apară și disfuncționalități mult mai mari care să creeze crize politice ireconciliabile care să ducă la căderea guvernului. Asta este posibil, dar în principiu eu nu cred că guvernul acesta va cădea în câteva luni, cum spun majoritatea oamenilor, că imediat se va întâmpla un lucru de genul acesta. Cred că e un proverb din ăsta, nu sună foarte bine, dar e un proverb la țară care spune câinele nu pleacă de la măcelărie, așa încât o coaliție de la guvernare aflată în orice fel de conflict în România caută toate soluțiile posibile ca să nu se strice această coaliție. Și eu cred că acest lucru se va întâmpla și acum. Va fi foarte greu de schimbat acest guvern, să spunem. Ar putea să fie posibilitatea unei moțiuni de cenzură la un moment dat. Pe care a și anunțat-o Partidul Social Democrat. Partidul Social Democrat a anunțat o moțiune de cenzură de principiu, pentru că asta este până la urmă una din datoriile pe care le are opoziția, să vină la putere, să fie vocea celor care suferă guvernarea. Dar oare vrea opoziția să vină la putere? Oricând opoziția vrea să vină la putere, degeaba spune că nu vrea să vină la putere. Există însă o diferență. Nu vrea să vină opoziția și nici opoziția de acum la putere în orice condiții. Adică opoziția în mod normal în acest moment trebuie să-și facă treaba, să critique guvernul, dar să nu intre în combinații particulare cu unul din actorii guvernamentali. Pentru a intra la guvernare. Aceasta ar fi o greșeală strategică pentru partid. Și eu am văzut un lucru care mă miră în acest moment. În Partidul Social Democrat nu există o presiune din interior ca să intrăm la guvernare în orice condiții. Ceea ce întotdeauna există și în alte perioade de opoziție exista. În momentul acesta am sentimentul că oamenii, administrația locală, în mare parte condusă de PSD, pentru că avem cele mai multe posturi în administrația locală, avem 20 de județe în care avem președinți de consilii județene, chiar în situația grea în care se fac distribuiri de fonduri de la guvern, pe principiu politic, cum s-a întâmplat și cu bugetul, cu acea anexă 07, chiar în aceste condiții, văd că există o nedreptate, nu presează să intrăm la putere în orice condiții. Deci, nu o să-i salveze opoziția pe cei de la putere. Trebuie să se salveze singuri, prin modul în care gestionează cele mai importante lucruri, pandemia, acesta este un lucru important, și se pot salva printr-un dialog cu opoziția. Noi ne-am luptat și încă n-am ajuns la un dialog privind Planul Național de Reziliență și Redresare, PNRR-ul, pentru care trebuia să fie un document public, să fie discutat cu Parlamentul. Nu s-a aprobat niciun amendament al opoziției la buget. Modul acesta de lipsă de dialog, sigur că este păgubitor pentru partidele care se află la guvernare. Pentru că își asumă singuri un dezastru care nu este neapărat numai al lor. Ei sunt acum la conducere, dar are și o parte, să zicem, de
necesitate care vine dintr-un fenomen global, nu vine numai din ceea ce avem noi în România.